Mihai, mulțumim că ai acceptat provocarea Romstal, sponsor al echipei naționale. În seara aceasta ai o misiune specială și frumoasă în același timp. Ești selecționer al României cu jucătorii ei all-time. Care ar fi 11-le ideal pe care ți-l imaginezi tu? Mulțumesc frumos pentru invitație. Primul 11 pe care îl imaginez eu începe în poartă cu Bogdan Lobonț, fundaș dreapta Cosmin Contra, fundaș central dreapta Gabi Tamaș, fundaș central stânga Chiricheș, fundaș stânga Chivu, mijlocaș central Mirel Rădoi. Așa. Și acum o să încep cu mijlocașul ofensiv. Să-l pun pe Gheorghe Hagi. Mijlocașul ofensiv stânga. Cred că l-aș pune pe Maxim. Extremă stângă Adi Mutu. Atacant Adrian Ilie. Iar aici, în dreapta, Ilie Dumitrescu. Interesante opțiuni. Cum ar fi golul ideal marcat de această națională pe care ți-ai imaginat-o? Păi, în primul rând, aș începe de la portar, de la Lobonț, cu pasă scurtă către Gabi Tamaș. De la Tamaș pasă pe fundașul dreapta pe Contra. De aici aș juca pas lung pe mijlocașul ofensiv. De la mijlocașul ofensiv pasă scurtă pe mijlocașul central. Și a schimbat Hagi Rădoi. Da, Hagi Rădoi. Și de la Rădoi a schimbat partea până cu o diagonală la Mutu. Și aici aș face un 2 Adi Mutu cu Adrian Ilie și cu Mutu care trage la poartă și marchează. Șut pe sus, pe jos? Șut la colțul lung, pe jos. Perfect. 1-0 România și am adus cele 3 puncte.